o zi superbă, undeva la Smârdan, în curtea unui prieten de-al meu. Suntem înconjurați de prieteni și vom găti o tochitură măcelărească, așa adevărată, cu untură, cu ceapă tăiată julien și apoi cu această carne. De fapt, sunt trei tipuri de carne și vorbim despre pulpă, cap de piept și niște bucățele de coastă. Vom începe cu untura adevărată pe care... Carnea este destul de multă și atunci untura cu care ne-am făcut marc, așa au crescut mulți, dar nu mai recunosc că au mâncat untură pe pâine, nu mai recunosc, așa, mâncau, dacă îi întreb, mâncau caviar toți, nu mă, fraților, untură pe pâine, așa, și așteptăm ca această untură să se topească și vom adăuga ulterior două cepe tăiate julie și le ținem în această untură până se sticlesc, după care aruncăm carnea, numai cu sare, atât. Și ulterior, cu puțină apă, și iar puțină apă, și iar puțină apă, după care o lăsăm să scadă, la urmă mai punem un pic de vin și lăsăm să scadă, astfel încât să iasă o tochitură măcelărească adevărată. La urmă strivim 2 sau 3 căței de usturoi ca să dea gust și 2 cârnăciori afumați, tot așa pentru gust. Bun apetit! Ceapa julien și o lăsăm așa cum am spus până se sticlește. Dă o savoare extraordinară acestei tochituri. Ceapa, dar nu lăsată până se caramelizează, că strică gustul. O atmosferă extraordinară. Sunt înconjurat de prieteni foarte buni. Prieteni care au fost la bine și la greu alături de mine. Asta este o formă de respect pentru ei. Este foarte bine și este dumnezeiesc să poți să gătești pentru prietenii tăi. Adăugăm carnea. Carnea, cele trei tipuri de carne. Coastă, cap de piept și pulpă. Destul de consistentă. Suntem și foarte mulți care o să savureze această frictură. Și puțin din dulceața cepii pusă la început în untură, ce înseamnă ingrediente adevărate. Pentru asta ar trebui să luptăm cu toții și mă refer aici la părinți, în primul rând, cei care aveți copii, obișnuiți cu aromele naturale, cu aromele și cu gusturile moștenite din bătrâni. Va veni vremea ca puii noștri, copiii noștri să nu mai știe gustul de la lapte. Să adoptăm fiecare dintre noi câte o băbuță la țară care are o văcuță, să cumpărăm de la ea. Nu dă, poate nu dă bon fiscal, dar nici nu fură. Muncește cu mânuțile ei și ne alimentează pe noi, cei care vrem să gustăm produse tradiționale, ne alimentează cu produse naturale. Să încurajăm astfel de mici gospodării, pentru că asta va fi și ăsta este secretul care ne va menține în Uniunea Europeană ca țară ancorată în bio, în produse bio, într-un mediu de trai cât mai aproape de natură.